Bine v-am găsit, dragi prieteni! Sunt Sanda Șavolski și astăzi vin în fața dumneavoastră cu un material care cu siguranță o să vă fie pe plac. Inima are rațiuni pe care rațiunea nu le cunoaște. Legăturile dintre inimă, Dumnezeu și Iisus Hristos. Un material scris de jurnalistul și scriitorul George Hodorogea. Această expresie este atribuită lui Blaise Pascal, un matematician, fizician și filozof francez din secolul al XVII-lea. Afirmația completă este: inima are motive pe care rațiunea nu le cunoaște. Pascal a scris această frază în lucrarea sa Gânduri, Pensées, și a explorat ideea că există aspecte ale experienței umane și ale deciziilor noastre care nu pot fi înțelese și explicate în totalitate prin rațiune sau logică strictă. În multe tradiții religioase și spirituale, inima simbolizează centrul emoțional și spiritual al unei persoane. Este adesea asociată cu sentimente precum iubirea, compasiunea, devotamentul și adorarea. Inima poate reprezenta și conexiunea profundă dintre credincios și Dumnezeu sau cu ceilalți oameni. În unele religii, inima este considerată a fi locul în care se petrece relația personală cu divinitatea. Afirmația "inima are rațiuni pe care rațiunea nu le cunoaște" este o expresie figurativă care sugerează că uneori deciziile sau emoțiile noastre pot fi influențate de sentimente și intuiții profunde pe care rațiunea sau gândirea logică nu le poate explica în totalitate. În general, rațiunea se referă la procesul de gândire logică și analitică, în timp ce inima este adesea asociată cu emoțiile, dorințele și intuiția noastră. Cu toate acestea, mulți oameni cred că există situații în care simțurile noastre interioare, indiferent dacă le numim inimă sau altfel, pot ghida alegeri și decizii într-un mod care nu poate fi complet explicat sau înțeles prin raționamentul logic. De exemplu, uneori poți simți o conexiune puternică cu o persoană sau o situație, chiar dacă nu poți explica în mod logic de ce te simți atras sau implicat. Deciziile legate de relații pot fi complexe și pot implica o serie de factori, cum ar fi compatibilitatea, valorile comune, comunicarea, obiectivele de viitor și multe altele. În timp ce inima poate să simtă o conexiune profundă și poate să dorească să rămână sau să se implice într-o relație, este important să îmbini această emoție cu o evaluare rațională a relației. Rațiunea poate ajuta la evaluarea realistă a circumstanțelor și la luarea în considerare a consecințelor pe termen lung ale deciziei. Influența inimii în deciziile legate de o persoană iubită poate varia de la o persoană la alta. Unii oameni pot acorda o importanță mai mare factorilor emoționali și intuiționali, în timp ce alții pot pune mai mult accent pe analiza logică. Inima poate determina o stare de rău atunci când așteptările tale într-o relație sau într-o situație sunt dezamăgite sau rănite. Când investești emoțional într-o relație sau într-o persoană și aștepți să primești iubire, susținere sau respect în schimb, și aceste așteptări nu sunt îndeplinite, poți simți o serie de emoții negative, cum ar fi tristețea, durerea, dezamăgirea și chiar furia. Aceste emoții pot crea o stare de rău emoțională sau psihologică. Este important să recunoaștem că așteptările noastre pot influența modul în care percepeți și reacționați la evenimentele și comportamentele dintr-o relație. Pentru a menține o stare de bine și sănătate emoțională în astfel de situații, este benefic să fim conștienți de așteptările noastre și să comunicăm deschis cu partenerul nostru sau cu persoana implicată pentru a clarifica și gestiona aceste așteptări. De asemenea,
Dezvoltarea abilităților de gestionare a stresului și a unui suport emoțional adecvat poate ajuta la atenuarea efectelor negative ale așteptărilor nerealiste sau neîndeplinite asupra stării de bine. Emoțiile, sentimentele și experiențele legate de inimă pot afecta starea de bine mentală a unei persoane. Persoanele care trec printr-o despărțire dureroasă sau au suferit o dezamăgire puternică într-o relație pot experimenta sentimente de tristețe, depresie sau anxietate, care pot afecta starea lor mentală și emoțională într-un mod negativ. La fel, sentimentele de vinovăție, rușine sau regret pot afecta starea mentală a unei persoane. Iubirea este adesea asociată cu emoțiile, pasiunea și sentimentele profunde, care pot face ca o persoană să acționeze în mod irațional sau să ia decizii bazate pe sentimente mai degrabă decât pe rațiune. Cu toate acestea, nu putem generaliza că iubirea este întotdeauna irațională sau că inima nu poate fi și rațională în contextul iubirii. Iubirea poate implica o combinație complexă de emoții și rațiune și modul în care cineva ia decizii într-o relație poate varia de la o persoană la alta. Uneori, rațiunea poate juca un rol important în stabilirea sau menținerea unei relații sănătoase. De exemplu, atunci când evaluăm compatibilitatea cu un partener sau când luăm decizii importante într-o relație, putem folosi rațiunea pentru a evalua obiectiv aspecte, precum valorile comune, comunicarea și rezolvarea problemelor. Cu toate acestea, iubirea adevărată poate aduce și elemente de devotament, sacrificiu și sentimente intense care pot influența deciziile și acțiunile noastre. Uneori, oamenii pot să ia decizii care par iraționale în ochii altora, dar care sunt motivate de dragoste profundă și de dorința de a fi cu persoana iubită. În cele din urmă, fiecare relație și fiecare persoană sunt unice, iar modul în care rațiunea și inima interacționează în iubire poate varia. Ceea ce este important este să avem o abordare echilibrată și să ne asigurăm că luăm decizii care sunt sănătoase și în interesul nostru pe termen lung, indiferent dacă acestea sunt motivate de inimă sau rațiune. Inimile noastre pot influența decizii iraționale atunci când suntem puternic motivați de emoții și sentimente profunde. Anumite decizii iraționale care pot fi influențate de inimă ar fi decizii impulsionate în relații. O persoană îndrăgostită poate lua decizii impulsive, cum ar fi să se mute împreună cu un partener sau să se căsătorească, fără să aibă o planificare sau o analiză rațională adecvată a viitorului lor împreună. Perseverarea în relații toxice. Uneori oamenii pot rămâne în relații nesănătoase sau abuzive din cauza sentimentelor de atașament sau de speranță că lucrurile se vor îmbunătăți, chiar dacă rațional ar fi mai bine să iasă din acea relație. Decizii financiare impulsionate. O persoană poate cheltui bani în mod impulsiv pe cadouri sau experiențe scumpe pentru persoana iubită, chiar dacă acest lucru poate afecta negativ situația lor financiară. Riscuri în dragoste. Uneori oamenii își pot lua riscuri mari în numele dragostei, cum ar fi plecarea într-o călătorie spontană sau implicarea în aventuri romantice, fără a lua în considerare în totalitate consecințele posibile. Ignorarea avertismentelor. Când suntem profund îndrăgostiți, putem ignora semnalele de avertizare sau indicatorii raționali care ne arată că o relație nu funcționează sau că o persoană nu este potrivită pentru noi. Cu toate acestea, nu toate deciziile influențate de inimă sunt neapărat rele sau dăunătoare. Dragostea poate aduce bucurie, fericire și conexiune în viața noastră. Nu există dovezi științifice solide care să sugereze că rațiunea inimii este diferită între bărbați și femei
în mod fundamental sau universal. Cu toate acestea, există diferențe observate în ceea ce privește modul în care bărbații și femeile pot aborda și exprima sentimentele și emoțiile datorate în mare parte influențelor culturale și sociale. Cultura și societatea pot influența învățarea și exprimarea emoțiilor într-un mod specific de gen. De exemplu, se poate aștepta ca bărbații să fie mai reticenți în exprimarea tristeții sau vulnerabilității, în timp ce se poate aștepta ca femeile să fie mai deschise la exprimarea acestor emoții. Cu toate acestea, aceste diferențe pot varia semnificativ în funcție de cultură, context și educație. Este important să recunoaștem că bărbații și femeile au capacitatea de a gândi rațional și de a simți emoții și că aceste diferențe culturale sau sociale nu ar trebui să definească sau să limiteze abilitățile lor. În mod fundamental, atât bărbații cât și femeile pot lua decizii raționale și pot avea sentimente și emoții valabile și semnificative. Abilitatea de a găsi un echilibru între rațiune și inimă este importantă pentru a naviga într-o relație sănătoasă și pentru a lua decizii bine fundamentate. Comunicarea eficientă cu partenerul tău este esențială pentru a exprima sentimentele și gândurile tale și pentru a înțelege cele ale lui. Discutarea deschisă și onestă vă poate ajuta să rezolvați neînțelegerile și să luați decizii informate. Autoreflecția te poate ajuta să înțelegi motivele din spatele sentimentelor tale și să evaluezi dacă sunt în concordanță cu valorile și obiectivele tale personale. Te poți întreba de ce simți ceea ce simți și dacă acțiunile tale sunt în interesul tău pe termen lung. A cere sfaturi de la prieteni de încredere sau să căutați consiliere de la terapeuți sau consilieri de cuplu poate oferi o perspectivă obiectivă și ajutor în luarea deciziilor. Învățarea tehnicilor de gestionare a emoțiilor, precum mindfulness sau meditația, poate ajuta la menținerea unui echilibru între rațiune și inimă și la reducerea reacțiilor impulsive. Este important să ai așteptări realiste într-o relație și să înțelegi că nimeni nu este perfect. Nu toate problemele pot fi rezolvate prin dragoste sau sentimente. Trecerea peste rațiunea inimii poate fi o provocare, dar un echilibru sănătos între emoții și rațiune poate ajuta la luarea deciziilor mai informate și la menținerea unei relații mai sănătoase și echilibrate. Este important să înțelegem că în orice relație există diferențe și variații în modul în care partenerii se comportă sau se exprimă. Comunicarea deschisă și empatia reciprocă pot ajuta la abordarea și gestionarea acestor diferențe pentru a menține o relație sănătoasă și echilibrată. Pentru mulți credincioși, inima și credința lor au un rol important în viața lor spirituală. Ei pot simți o conexiune profundă cu Dumnezeu sau cu aspectele spirituale ale vieții lor, care nu poate fi explicată doar prin raționament logic. Această conexiune poate implica sentimente de iubire, credință, speranță și pace interioară. Religia și spiritualitatea pot oferi un cadru în care inima și rațiunea se pot întâlni și pot coexista într-un mod armonios. Deși unele aspecte ale credinței pot depăși înțelegerea rațională, acestea pot juca un rol important în binele mental și emoțional al unei persoane. Pentru mulți oameni, credința și relația cu Dumnezeu sau cu aspectele spirituale ale vieților pot oferi alinare și confort în momente de dezamăgire sau dificultate. Când o persoană se confruntă cu dezamăgiri sau provocări, credința lor în Dumnezeu poate juca un rol important în ajutarea lor să facă față și să găsească speranță și liniște.
Religia și spiritualitatea pot oferi următoarele resurse pentru o inimă dezamăgită. Speranță. Credința în Dumnezeu poate oferi speranță că există un sens mai mare în spatele evenimentelor și că lucrurile se pot îmbunătăți. Alinare emoțională. Rugăciunea și meditația pot oferi un spațiu de reflecție și de eliberare a emoțiilor, contribuind la reducerea stresului și a anxietății. Suport spiritual. Comunitatea religioasă și credința pot oferi sprijin și consolare din partea altor credincioși care trec prin experiențe similare. Orientare morală. Credința într-o conduită morală sau etică poate oferi îndrumare și consolare în luarea deciziilor în situații dificile. În multe tradiții religioase, inima este considerată simbolul relației personale și intime cu Dumnezeu. Credincioșii își oferă inimile lui Dumnezeu ca un act de credință și devotament. Inima poate reprezenta deschiderea spirituală și dragostea pentru divinitate. Pentru mulți credincioși, inima este locul în care se află credința și relația personală cu Dumnezeu și cu Iisus Hristos. A avea inima deschisă pentru Dumnezeu și pentru învățăturile lui Iisus este adesea considerat un aspect fundamental al credinței creștine. În creștinism, Iisus Hristos este văzut ca Fiul lui Dumnezeu și Mântuitorul lumii. El a venit pe pământ pentru a face posibilă reconcilierea dintre Dumnezeu și oameni prin moartea și învierea sa. Pentru creștini, Iisus Hristos reprezintă dragostea și harul divin care ajung în inimile lor. Dumnezeu este o entitate supremă sau o forță divină recunoscută în majoritatea religiilor monoteiste. Crez într-un singur Dumnezeu. Este creatorul și susținătorul universului, având putere și autoritate absolute. Credincioșii se raportează la Dumnezeu ca la o sursă de iubire, înțelepciune, judecată și salvare. Relația cu Dumnezeu poate influența valorile, moralitatea și scopul vieții unei persoane. Iisus Hristos este o figură centrală în creștinism și este considerat de creștini ca Fiul lui Dumnezeu și Mântuitorul lumii. El este cunoscut pentru învățăturile sale despre iubire, iertare și sacrificiu, precum și pentru sacrificiul său pe cruce, pentru ispășirea păcatelor omenirii. Pentru mulți creștini, relația cu Iisus Hristos este o parte esențială a credinței lor, iar El este văzut ca intermediar între Dumnezeu și oameni. Credincioșii pot crede că inima lor trebuie să fie deschisă și receptivă față de Dumnezeu și învățăturile lui Iisus, pentru a experimenta adevărata credință și transformare spirituală. Inima devine locul în care se întâlnește credința personală cu dragostea divină și cu chemarea spirituală. Este important să recunoaștem că fiecare persoană are propriul său mod de a gestiona dezamăgirile și de a găsi alinare. Pentru unii, credința în Dumnezeu este o sursă puternică de sprijin și consolare, în timp ce pentru alții, alinarea poate veni din alte surse, cum ar fi familie, prieteni, terapie sau alte practici de gestionare a stresului. Ceea ce este esențial este să găsești ceea ce funcționează pentru tine și să cauți ajutor sau sprijin atunci când simți că ai nevoie. Această expresie, inima are rațiuni pe care rațiunea nu le cunoaște, subliniază ideea că nu întotdeauna putem explica sau justifica deciziile noastre numai prin rațiune, ci că și factorii emoționali și intuiționali joacă un rol important în luarea deciziilor noastre. Trecerea peste rațiunea inimii atunci când iubești poate fi o provocare pentru mulți oameni, deoarece dragostea aduce adesea emoții intense și profunde, care pot influența modul în care luăm decizii și acționăm.
Este important să gândim în mod critic și să luăm în considerare atât rațiunea, cât și inima atunci când luăm decizii importante în viața noastră. Este important să înțelegem că corpul și mintea noastră sunt interconectate, iar ceea ce se întâmplă în inimă și în viața noastră emoțională poate avea un impact semnificativ asupra sănătății mentale. De aceea este esențial să acordăm atenție atât sănătății fizice, cât și cele mentale și să căutăm ajutor sau sprijin atunci când avem nevoie pentru a gestiona emoțiile și experiențele dificile care pot afecta starea noastră de bine. Terapia, consilierea sau alte forme de suport pot fi utile în astfel de situații pentru a aborda și gestiona mai bine aspectele emoționale care pot influența starea mentală. Voi încheia acest material cu câteva citate lăsate moștenire de Blaise Pascal, mult dragi mie. Trebuie să te cunoști pe tine însuți. Dacă acest lucru nu servește la descoperirea adevărului, cel puțin servește ca regulă de viață și nu există nimic mai bun. Cunoaștem adevărul nu numai prin rațiune, ci și prin inimă. Am făcut această scrisoare mai lungă decât de obicei, doar pentru că nu am avut timp să o scurtez. Atât pentru astăzi, dragi prieteni. Sunt Sanda Șavolski și vă mulțumesc că ați rămas cu mine până acum. Dacă v-a plăcut materialul, nu uitați să dați like și share și să vă abonați canalului nostru pentru a putea urmări și alte materiale la fel de interesante. Până data viitoare, eu vă doresc tuturor numai bine! Pe curând!